Este tot alegerea noastră. Unde este uh, atenția noastră, acolo se va schimba ceva. Dacă atenția noastră este la pisicuțe, oameni ciudați de pe internet care se strâmbă și care fac nu știu ce, uh, măști din alea ciudate pe care ți le pui și râdem ca și e, e, un, râs de, e un râs de hiene. E râsul al hienelor care râd uh, ascuțit așa și care s-ar mânca între ei în loc să se uite, să, să aibă atitudinea de leu sau de lup care se duce să cucerească ceva. E, asta e marea dramă pe care noi o trăim este că atenția noastră a fost hijacked către lucrurile care nu contează. Și până când nu refocusăm atenția asta către lucruri care contează, vom fi în continuare sclavi.